Iată că s-a epuizat programul propus pentru cel mai longeviv festival din țară, Mărțișor. Cu susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2013, ediția a 47-a, s-a desfășurat în 4 săli prestigioase ale capitalei și nu numai. A devenit o tradiție ca deschiderea sărbătorii de suflet să fie privită și audiată în direct prin intermediul companiei Teleradio Moldova din incinta Palatului Național Nicolae Sulac. Mărțișor a dus în dar, e cel mai drag margherita. Să-l prind, să-l pierd, să-l porți cu dor, este al iubirii ta. Este al iubirii veșteptor, este al credinții Mărțișor. E semnul veșnic muritor, că primăvară ia. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2013, la a 47-a primăvară. Mărțișor adus în dar, e cel mai drag margherita. Să-l prinzi la piept, să-l porți cu dor, este al iubirii ta. Este al iubirii peste tot, este al credinței Mărțișor. La Filarmonică în acest an am avut 11 concerte în cadrul Mărțișorului, chiar aici, acasă, și 7 concerte în teritoriu. Și mă bucur că am avut spectacole muzicale de diverse genuri și pe toate gusturile, deoarece toți spectatorii de la mic la mare au avut ce contempla, au avut clipe de revelație pe care le-au trăit împreună cu artiștii. Anul acesta am avut parte de un festival foarte reușit, numai în opinia noastră, dar și cei care au fost prezenți în sală. Sperăm că a fost un program, un festival foarte reușit. Am programat concerte variate, a răsunat și muzică corală și pentru orgă și instrumentală. Am prezentat și un concert de jazz. Deci, cum spuneam, a fost un program variat. În mod special aș vrea să menționez participarea organistei Elena Barșai. Thank you.
Mă bucur foarte mult că publicul meloman care a venit la spectacol a avut plăcerea de a savura deliciul spectacolelor prezentate într-o atmosferă deosebită, deoarece s-a jucat în primul rând cu multă dăruire de sine, s-a jucat cu multă dragoste și cu multă abnegație, așa cum este corect să fie jucat un spectacol de înaltă performanță artistică. Opera Națională a devenit un platou internațional liric, deoarece în prima parte a spectacolului s-au produs 4 dintre cei mai buni interpreți din orchestrele reprezentative a spațiului liric german. 4 opere germane, reunite într-un quartet cu denumire sugestivă, Quartet Bavarez, au interpretat creații camerale pe scena Operei Naționale. A fost o premieră care a fost gustată, savurată de public. David Schulheis, prima vioară, Clement Curten, vioara a doua, Benedict Ton Stronmaier, violoncel și eu, Adrian Mustea, la viola. Noi suntem de la Teatrul Național din München, Teatrul Național Bavarez, și la Mărțișor eu personal am mai cântat, colegii mei n-au mai fost niciodată nici în Moldova și nici la Mărțișor. Am avut amintiri întotdeauna foarte plăcute la Mărțișor și mi-am dorit foarte mult să mă mai întorc. A durat vreo 7-8 ani până când am reușit și mă bucur foarte mult că colegii mei, care îi stimez foarte mult și ca muzicieni și ca parteneri de a cânta, mă bucur că au avut posibilitatea să vină și ei și este ceva foarte deosebit. În a doua parte a spectacolului am avut o altă premieră, am avut un cor academic venit de la Tiraspol și ei în premieră la Chișinău. Am avut 4 recitaluri în sala mică, 2 vocale și unul instrumental. Eu mă refer acum la Iulia Tereșiuc, o foarte bună cântăreață care a cântat pe 2 martie, un recital dedicat Mariei Bieșu.
Кишиневом у нас связаны самые положительные чувства. Нам с первого нашего знакомства он очень понравился, этот город, очень доброжелательный, цветущий, радостный. Когда пригласили на фестиваль, мы не знали, что это такое. Марцишор, ну, как сказали, это праздник. Но мы были готовы, что как люди празднуют праздник? Ну, всем весело, везде звучит музыка. Но оказалось все намного трепетней и намного вот как-то по-особенному. Я не видела еще, чтобы люди все ходили с этими марцишорчиками, радовались весне, радовались окончанию зимы. Я думаю, что это очень правильно, так как наши предки изначально, они праздновали Новый год, когда наступала весна. Я очень рада за вас, что вы храните эти традиции, и тем более не просто храните, а еще и устраиваете фестивали, которые, благодаря которым еще и молодежь может присоединиться, и как бы с ранних лет впитав это, уже они будут нести дальше по жизни. Din anul 2006, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine constant la Chișinău, bineînțeles, la invitația domnului director Valentin Goga și a prietenului nostru drag, Nicolae Botgros, dirijorul măestrei orchestre Lăutarii, pe care noi o iubim și cu care colaborăm cu mare, mare drag. Venim cu multe emoții, cu iubire și cu dragoste în suflet pentru frații noștri moldoveni din Coace de Prut. Venim întotdeauna cu drag, cu folclorul nostru frumos, maramureșan, ardelenesc. Anul acesta am venit și cu dansuri din Bucovina frumoasă, Bucovina noastră dragă, țara mănăstirilor. Alt recital foarte frumos de Kurt Weill, susținut de Cristiana Popescu din România. Pentru prima dată sunt și la festival și la Chișinău și mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu aici. În primul rând voiam să cunosc această țară care e așa de apropiată de sufletul nostru al românilor și în al doilea rând mă simt foarte bine ca artist. Am fost primită foarte călduros și pentru un artist asta este un lucru deosebit. Iuri Botnari, iată încă un nume cunoscut în Europa. Iuri este originar din Chișinău și ne-a mărturisit că este primul interviu acordat unei televiziuni din Moldova.
aici în Moldova, în 75, da, foarte mult concerte ca membru orchestră radio. Domnul Iurie Bodnari a dirijat la București în noiembrie anul trecut și știind că este din Chișinău, am apelat la cunoștințele domniei sale de aici pentru a pune în fapt acest concert. Am primit invitație de la ei anul trecut și facem o programă am făcut acest DVD cu Simfonie 5. Sunt trei lucrări absolut minunate care sensibilizează pe toată lumea, atât publicul de aici cât și publicul de acasă, pentru că vom fi ascultați în direct de ascultătorii Radio Moldova de pe teritoriul Republicii Moldova și de ascultătorii Radio România de pe întregul cuprins al României. Am făcut o școală în Leningrad și Moscova, da? În principiu, și ca dirijor, în principiu, am făcut pentru toate compozitorul ruse. Cea mai important, cred că, Tchaikovsky. Deci, Rachmaninov are rădăcini din partea Ștefan cel Mare. Și din cauza aceasta, Rachmaninov are tot relație ceva cu noi și Ionescu, care este briliantul românesc. Misiunea este specială, mai ales pentru că, într-adevăr, îmi place muzica simfonică de la un timp încoace. Dar, în special, îmi place acest minunat dirijor, domnul Iurie Bodnaru, care a făcut și un cadou extraordinar. Un camerton pe care îl auziți tot orașul în toată duminică, un clopot mare de la Moscova ne-a adus dumnealui de 3 tone, mai mult de 3 tone. A cheltuit 60.000 de dolari. El, de fapt, nu-i place dumnealui când vorbim despre sinecostul acestui clopot și vreau să vă zic că și orchestra sub mâna, sub dirijarea acestui om sună extraordinar. Și vreau și eu să fiu astăzi martor ocular la lucrarea minunată pe care sunt sigur că o să le placă la toți cei prezenți în sală. Îi dorim un mare ajutor de la Dumnezeu, cu succesul vine muncind! În data de 3 martie, Opera Națională a fost gazdă a unui evantai inedit de artă lirică, care a fost patronat de cea care este prima voce a artei lirice mondiale, Elena Obrazova. Această distinsă doamnă a artei a venit la Chișinău pentru a da un recital în memoria Maria Bieșu. Я помню, что мы очень дружили и встречались и в Японии, встречались и в Москве, и на гастролях на каких-то, и всегда вот я попала в ее грим-уборную, я так счастлива, что театр так с таким пиететом относится до сих пор к Машеньке, Царствие Небесное, и что вы гордитесь этой женщиной, этой певицей, которая была таким брендом, я бы сказала, вот вашей нации, так бы я сказала, да, правильно? Ну вот, и то, что я сейчас сижу вот в этой уборной, для меня это очень трогательно и очень волнительно.
Ați cântat împreună în scenă? Я пела с ней, да, да, точно, абсолютно. Да, это была Лиза, она Лизу пела, я пела графиню, да. Десюри ви зустрічалися? Да, мы встречались часто, она часто была в Москве, и она приезжала и на конкурсы, была членом жюри на конкурсах, и мы вместе сидели с ней на конкурсе Чайковского, она была членом жюри, как и я, и просто встречались так в жизни. Она была очень открыта, она была замечательной, она была не только певица, она еще и занималась и политикой тоже. Она была очень откровенна, очень была открыта, и вот то, что она думала, то она говорила, и это замечательно, это редкое качество людей. Tare mult că la Tiraspol a avut succes fulminant duetul de pianiști Anatolie Lapicu și Iurie Mahovici. Tot în aceeași zi, pe 3 martie, aici a fost ziua Tiraspolului, un quintet de cors arabesc și Viorica, un binecunoscut ansamblu de muzică și dans popular. În ce constă acest altceva? Bună seara! Este cel mai nou album al meu, cu numărul 14 din cariera mea. Și am spus altceva pentru că am considerat că fiecare etapă din viață este altceva. De fapt, dacă stăm să ne gândim, fiecare secundă este altceva, doar că trebuie să conștientizezi. Apoi este altceva pentru că sunt pe acest album niște colaborări total inedite cu oameni din alte sfere ale muzicii, nu neapărat de pe genul meu. M-ar fi Marius Moga sau Pașa Man și acest album, după părerea mea, e acum, aici și mă reprezintă în totalitate cel care sunt acum. De-aia am spus altceva. Și astăseară o să cântăm
chiar 5-6 piese noi de pe albumul Altceva. Cunoaște ce înseamnă Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor? Ceea ce știu și apreciez cu tot sufletul și am tot respectul pentru această tradiție pe care voi o mențineți, am înțeles, de 40 și ceva de ani. Extraordinar, e de apreciat și de învățat. Nu e prima oară când cânt aici, a 5-a sau a 6-a oară. E un public extraordinar, e un public receptiv și un public care este consumator de spectacole, indiferent de gen. Vă urez să fiți sănătoși, în primul rând, și fericiți. Pentru cine-s florile? Ștefan Bănică. O să-i înmânați? Da. Vă place Ștefan Bănică? Mult. Eu fan, sunt cea mai mare a lui Ștefan Bănică. Este foarte binevenită pentru că este o creație duhovnicească, nu pot să spun religioasă, că nu ține de canon întru totul, că sunt ceva schimbări în text, dar este o muzică cu credință. Eu cred că nu că este ceva, este ceva firesc am ales, pentru că timpurile pe care le trăim sunt așa de complicate și câteodată eu cred că nouă ne rămâne numai una să credem. Asta ne menține pe noi. Și eu am considerat că Mărțișorul nu este doar o sărbătoare vesel, ceva pentru suflet și ceva pentru cap și ceva de gândit și ceva de simțit. Teatrul Național de Operă și Balet a Republicii Moldova a prezentat un spectacol la care ținem foarte mult. Este o bijuterie a lui Piotr Ilich Čaikovski, spectacolul Opera Iolanta. Și de această dată a fost o nouă coparticipare a basarabenilor care sunt plecați de mult timp din Moldova în străinătate și care fac furor în scenele lirice internaționale. E vorba aici de dirijorul care s-a produs în acest spectacol, Ilie Rutilă Croitoru, care este în prezent mâna dreaptă, dacă doriți, a lui Valerii Gheorgheev, conducătorul artistic a Teatrului Mariinski, alături de care a prezentat rolul lui Vădemon, un tenor tânăr, un tenor de performanță din Mariinski Teatr, domnul Dutkin.
Culminația după mine a fost acel recital vocal susținut de marea vedetă, marea diva operei internaționale, Elena Obrazcova, care ne-a delectat cu o muzică atât de specială, cu aceste canțone, aceste cântecele, aceste cicluri vocale germane, franțuzești și fiica ei, Elena Makarova, spaniole, și personalitatea ei atât de mare, atât de amplă, pur și simplu i-a copleșit pe toți. Был в свое время в Марцишоре, но еще с ансамблем «Мелодия» в 80-х годах. Очень здорово. Так что я хорошо знаю «Октомбрии» бывший. Да, сегодня я не знаю, как называется. И работал с вашими солистами. И с Надей Чепрага много работали. И с Соней Ротару записывались. И многих ребят знаем из ансамбля «Оризонт». У вас был такой замечательный. А молдавские женщины – самые красивые женщины на всей планете. Camerata Regală, o formație absolut fantastică, o orchestră de soliști, cu Simina Croitoru chiar în calitate de solistă și Constantin Adrian Grigore în calitate de dirijor, cu o muzică românească, jet by jet, interpretată de suflete românești și de muzicieni de înaltă performanță. Camerata Regală este o orchestră de tineret, aflată sub înalt patronajul Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Și acești tineri s-au unit acum aproape 4 ani pentru a-și îndeplini un vis. Acela de a face performanță, de a face un ansamblu profesionist care să arate că tinerii au ce arăta aici, în țara noastră și avem că, într-adevăr, avem valori. Bărbat.
de fapt, că toți bărbații sunt la fel. Este Ianuș Turcanu. Anume la această piesă se încing spiritele și lumea începe să aplaude. Cred că din cauza asta regizorul a încercat să pună pe început, ca să fie un bun început pentru concert. Avem de mulți ani o prietenie cu doamna Larisa Zucu. Ea este cea care promovează arta jazzului la noi în țară. Prin acest intermediu vreau să-i mulțumesc pentru aceste bune intenții și frumoase intenții, pentru că am mai spus-o și de mai multe ori, pentru că stilul jazz în Moldova este puțin promovat, dar prin intermediul acestui festival, prin intermediul Etno Jazz Festivalului, arta jazzului își acapără un loc sau o parte în contextul artei din Moldova. Sunt foarte bucuros că am reușit să facem și o premieră astăzi, o piesă la care ținem foarte mult, intitulat Uvertura de concert, compusă de Igor Iachimciuc. Este o piesă foarte, foarte frumoasă, care ne place nouă, adică e în stilul nostru, e scris special pentru noi. Acest frumos concert al orchestrei de instrumente populare ruse Dușa Rasia, Academiei de Muzică Gnesen, la fel o serată de neuitat care a impresionat și a încălzit sufletele tuturor spectatorilor, numeroșilor spectatori din sală.
Ați mai fost la festivalul Mărțișor? Da, ea, по-моему, в самом конце 70-х годов. Вот только-только зал был открыт. Мы здесь играли. Părerea dumneavoastră despre orchestra noastră de cameră? Оркестр замечательный, я считаю, потому что очень... С первой репетиции до сегодняшней, это один день был между этими репетициями, неузнаваемо вырос просто оркестр, потому что это было, ну, как бы читка с листа, может быть, сначала. А вот за один день большой рост. И ну, очень высокопрофессиональный, видно, что все играющие музыканты, очень приятно. Spectacolul acest aniversar, celebrarea împătimitului dirijor Nicolae Bodgros, împreună cu toți instrumentiștii orchestrei Lăutarii, a fost încheiat Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2013, ediția a 47-a. Întotdeauna concertele lui Bodgros sunt un eveniment mare, cultural. Și aștept cu nerăbdare să văd cu ce o să ne cucerească de data asta, pentru că de fiecare dată el este inedit. Este fantastic ca orice talent, eu aș spune ca orice geniu, el întotdeauna este inedit, proaspăt și deși ascult aceeași melodie, nu mă mai satur de Bodgros. Îl urmăresc pe Nicolae Bodgros mai bine de 30 de ani de atunci când l-am văzut prima dată. Am auzit la televizor o interpretare extraordinară la vioară cu o sonoritate, așa ceva proaspăt, cu orchestră din Iedinț. Repede m-am uitat, am văzut un băiat așa tinerel care cânta frumos și i-am spus soției, uite, ăsta are mare viitor și mă bucur că n-au trecut mult timp și Nicolae Bodgros, talentul lui a răbufnit ca un vulcan. Sigur că este unul din cei mai frumoși, cei mai buni dirijori de orchestră de muzică populară de la noi, din tot spațiul românesc. Întâi am spus ce sentimente am eu, că este elevul meu. Eu l-am primit la școală să învețe și n-avea 16 ani. La Soroca el a învățat și ce sentimente are. El e unul din cei mai mari muzicieni care avem noi
în Republică, la orchestra care a făcut-o el, din tot românismul, din toate zonele românești, mai bună orchestră nu și nu știu când a spus, că el e un muzicant foarte mare. El a dovedit, fără politică, fără scandaluri, fără nimic, că suntem un popor, vorbim aceeași limbă, avem aceeași muzică, avem aceeași obiceiuri, tot ce numi rezic fără nimic. El mai mult a lucrat în direcția asta cu orchestra lăutară decât toți politicienii noștri.